Bună seara, stimați telespectatori. Bun găsit. Noi suntem la emisiunea Școala Gorjeană, unde l-avem ca invitat pe domnul profesor Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean, președinte al filialei Gorj a Societății de Științe Istorice și dacă ne străduim, mai găsim și alte funcții și comitete, dar deocamdată ne oprim aici. Bine ați venit în emisiunea noastră. Sau bine ați revenit. Bine v-am găsit. Îmi venea puțin să zâmbesc pentru că plasarea mea pe această poziție de vicepreședinte al Consiliului Județean am mai restrâns numărul de comitete și comiții, întrucât apare acea incompatibilitate, așa încât nu mai este cazul să mai spunem așa o listă foarte, foarte lungă cu asemenea activități. În continuare însă păstrați coordonarea istoricilor gorjeni, o societate prestigioasă care adună la nivel de țară cei mai importanți specialiști în istorie, de la profesori și cercetători până la oameni care iubesc istoria. Este și o dragoste așa aparte pentru societatea de științe istorice, întrucât în an buni când eram student, îi vedeam trudind acolo pe actualul secretar general, pe Bogdan Teodorescu, pe președintele de onoare al nostru, de asemenea pe alții istorici care aveau și un birou acolo la parter, la Facultatea de, de Istorie și la un moment dat când am devenit, ca să spun așa, membru activ și membru al organismului de conducere al Societății de Științe Istorice, chiar veneam mai devreme cu trenul de la Târgu Jiu și petreceam câteva ore în acel sediu al Societății de Științe Istorice, care se afla în Facultatea de Istorie. Se pare că era cel mai nimerit loc pentru, pentru așa ceva, și tare mult m-am necăjit și ne-am necăjit noi mulți atunci când am fost plimbați prin diferite locuri pentru că nu aveam un sediu de sine stătător. Cred că este o problemă care ar trebui rezolvată. Noi pe aici, pe la județe, am reușit, dat fiind faptul că majoritatea președinților sunt cadre didactice, să ne procurăm câte un sediu la școlile, în clădirile școlilor noastre. Așa se întâmplă că la Ecaterina Teodoroiu se află sediul societății de științe istorice, se află sediul societății de filologie și, din câte am înțeles, mai nou chiar de fizică-chimie. Deci, iată, un, da. un, loc, un loc unde se adăpostesc mai multe filiale și nu este deloc rău pentru că, până la urmă, învățământul și cercetarea sunt mână-n mână în mână da, discuția noastră de astăzi pornește apropo de istorie și de faptul că, iată, urmează un an extrem de semnificativ în istoria națională, unde și istoria va juca și ca disciplină didactică și ca știință va juca un rol foarte important în perioada următoare. Trebuie să începem cu partea bună, să spunem, cu partea plină a paharului, în sensul că la nivelul clasei A5, -a, începând din acest an școlar, s-a ajuns din nou la două ore, un deziderat de ani de zile, practic se, se face o... Se, se reface cumva o, o veche prevedere legislativă de acum vreo 20 de ani, deci practic atât ne-au trebuit să ne întoarcem. Oricum puțin acel... față de solicitările noastre A, din memorandumul siguranță. de la NEAMS, care așa da, cum știți pretindea un, mai mult. Da. Dar e un, un prim pas înainte. Acum problema se va pune la nivelul liceului dacă măcar venim cu un plus și, și la nivel de liceu. Acum se restiu se descrie curriculum la nivel liceal și poate și acolo istoria nu mai să nu rămână o cenușere. Asta, depinde și de societate și de multe alte În tot cazul, eu, eu, cred că toată lumea din această țară trebuie să căpătăm convingerea, dacă nu avem încă, a rolului pe care îl are această disciplină în să zicem noi, consolidarea identității noastre naționale, pentru că în ultima vreme, dat fiind metamorfozele care s-au petrecut la nivel european, dar și la nivel național, constatăm o degradare a sentimentului național al tuturor chiar, dar cu deosebire al celor tineri și nu aș plasa repede cum fac unii, cum se grăbesc vina asupra lor, asupra tineretului. Până la urmă, atitudinea aceasta de indiferență este cultivată și de măsurile legislative care au fost luate după 1989, între care, în discuția noastră, cu siguranță, încadrăm și periferizarea nejustificată a acestei discipline profund, profund cultivatoare de sentimente puternice de apartenență la nație. Pentru că trebuie să ne fie foarte clar, intrarea noastră în Uniunea Europeană nu trebuie să se, să se facă fără niciun fel de discernământ. Noi intrăm acolo cu un potențial identitar pe care trebuie să-l exprimăm. Atâta vreme cât, cât nu avem cunoștințe în acest domeniu suficiente, nu avem informații și lăsăm totul pe seama internetului și a celorlalte surse alternative în afară de școală, nu vom da înainte la acest capitol. De aceea, întotdeauna am avut să spunem noi, să spun eu, în ceea ce mă privește, atitudini critice cu privire la predarea disciplinei în învățământul preuniversitar din țara noastră. Ceea ce se propunea acolo la, la Piatra Neamț și anume să se revină la două, trei ore de istorie la toate profilele și să se introducă la bacalaureat, după câte vedeți, nici măcar nu prea sau, sunt propuneri care nici măcar nu s-au prea luat în discuție. Deși documentul a fost avansat președintelui Iohannis, premierului de atunci, președinților celor două camere, Senat și, și Camera Deputaților. Nu s-a făcut foarte mult în această direcție și cred că nu trebuie să fie nicio supărare pentru nimeni Trebuie să avem în vedere mai cu seamă că, iată, centenarul bate la ușă, mai este foarte puțin și se vor declanșa acțiunile dedicate centenarului. Și dacă potențialul nostru este ridicat, sigur că, să zicem noi, apropierea cetățenilor României față de acțiunile ce se vor organiza în sărbătorirea centenarului, vor, vor fi niște plusuri. Dacă nu, vom înregistra neajunsuri de care nu trebuie să ne mirăm. Da, acum vorbeați de că tinerii nu pot fi condamnați și e adevărat pentru că n-au venit în contact în școală cu aceste lucruri, iar partea cealaltă al sursele alternative de care vorbeați dumneavoastră sunt îndoielnice, să zicem, la un moment dat. Se mai întâmplă un lucru, nu că s-a întâmplat, a fost o aniversare frumoasă a cenaclului Flacăra, dar Flacăra, pe lângă rolul, de, să zicem așa, că a fost în vremea comunistă, a avut un rol extrem de pozitiv pe educație patriotică. Generațiile ale dumneavoastră, chiar ale noastre, am rămas cu cântecele acelea patriotice care merge și acum, chiar și la diverse, nu știu, diverse adunări sau diver, chiar la diverse chefuri, putem să spunem așa, încă se cântă, încă se... Au rămas cu chestia asta. Bine, era numele lui Adrian Păunescu, a contat foarte mult. Din păcate, acum vedem că nu se mai promovează, deci noi nu avem decât foarte puțini artiști sau nu mai vorbesc de, în afară de istorici, care să amintească partea patriotică, să amintească de istoria națională. Cred că e foarte puțin pentru actuala generație să se poată forma în afara școlii. Până la urmă, tot la școală trebuie să ne întoarcem vreun negru. Absolut. Citeam astăzi un articol din Gorjanul anului 1933, deci perioada aceea de de criză, pe care o cunoașteți și foarte bine, întrucât v-ați ocupat cu mai mulți ani în urmă de situația învățământului, după câte știu eu, în anii crizei economice. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Se întâmpla la noi, la Gorj, în 1933, când trecuseră, răiată câți ani din 1982? 10-15 ani, 15 un deceniu an. și jumătate, o situație care seamănă foarte mult cu cea din zilele noastre. Și anume, se întreba gazetarul respectiv de ce la omagierea bătăliei din 14 octombrie 1916 sunt prezenți numai militari și elevi. Spuneau ei două, spunea el două instituții care sunt prezente peste tot și ceilalți nu prea sunt atrași de asemenea evenimente. Uh, sigur, uh, unde vreau să ajung? Uh, că lucrurile acestea nu sunt uh, unice sub cer, ceea ce se întâmplă în zilele noastre, ci au existat uh, dintotdeauna. Altfel, nu ar mai fi fost. Uh, critica aceea vehementă a presei interbelice la, la adresa unor asemenea fapte, unor asemenea situații, nu ar fi fost, dacă vreți, mai înainte un Caragiale care pur și simplu îi distruge cu scrierile sale pe cei care, pe cei care promovau demagogia și ipocrizia politică. Deci toate acestea au existat, dar ajungând la discuția noastră. Într-adevăr, instituția care formează cel mai bine este instituția școlii. Indiscutabil, aici vine și foarte frecventă discuție legată de cele două instituții fundamentale până la urmă ale unui popor, familia și școala. Și sigur, putem aici să o extindem și să găsim justificări la. Cultura generală precară ale unor odrazile de ale noastre, și situația economică, și migrațiile care au loc, plecarea, plecările acestea peste hotare la muncă și așa mai departe. Sunt discuții. Dar una peste alta, tot revin la memorandumul acesta din, de la Piatra Neans. Noi spuneam atunci să se reintroducă abordarea cronologică la clasa a 4 -a și abordarea cronologică la clasa a 12. -a. Dacă am intrat puțin și pe manualul de, de clasa a 11, -a, care numai de istorie nu este, sigur că discuțiile s-ar extinde foarte mult. Prin urmare, avem lucruri bune pe care ni le-a lăsat numai școala de dinainte de 1989. Și școala de dinainte de 1948, când abordarea cronologică nu era neapărat o greșeală. Ce face, în definitiv, această abordare cronologică? Te plasează pe tine în timp și în spațiu. Știi unde ești. Lucru pe care și l-au cam pierdut generațiile de elevi actuale, prin această problematizare a istoriei, uneori extrem de ineficientă, să nu se creadă că sunt partizanul uh, cronologizării uh, rigide. Nu, din potrivă. Și înainte de 1989, dacă vă amintiți, se introdusese un curs de probleme fundamentale ale istorie. istoriei, chiar în uh, la Politehnică. Așa, nu neapărat țin cu această idee, nu sunt împotriva problematizării, dar aceasta se poate face de la o anumită vârstă. Și probabil că problematizarea aceasta excesivă îi îndepărtează, nu probabil, sigur, îi îndepărtează pe, pe copii de această disciplină fascinantă care este istoria. Pe de-o parte vorbim că trebuie să transformăm istoria într-o poveste. Pe de altă parte, le pretindem lor să dezbată texte antice cu un limbaj vechi, texte din cronici medievale pe care nici profesorul nu le înțelege foarte, foarte bine, trebuindu-i uneori un dicționar, dacă vreți, de arhaizmi. Sunt acestea lucruri pe care putem să le, să le rezolvăm noi. Noi înși ne putem să le rezolvăm fără să ne criticăm unii pe alții, să ne categorisim comuniști bolșevici, legionari sau mai știu eu cum, pentru că lucrurile acestea nu neapărat țin de politică. Țin de, de știință și de metodica predării acestei științe, care nu este un lucru foarte, foarte simplu. abordasem această problemă și în ideea că ce se va întâmpla în anul centenarului va avea un. Deci, clar se pune accent pe istorie, și acum, redescoperind această disciplină, poate și va, nu știu, va căpăta mai multă. Important. Eu aș vrea să vă spun că vă întrerup aici o clipă și aici sunt dezbateri. Și eu am urmărit foarte atent pentru că am fost implicat și sunt implicat în elaborarea acestui program la nivelul județului. Despre gol. care o să ne spuneți câte ceva. Așa, despre așa. care o să vă spun câte ceva. Dintr-un început au pornit discuțiile în sensul că să avem în vedere activității, să spunem noi, în strânsă legătură cu istoria, cu 1918 și cu etapele precedente sau să avem în vedere și ce s-a făcut din 1918 până în 2018. Ba mai mult decât atât, la noi s-a venit cu o propunere, cred eu, interesantă, pe care, sincer să fiu, pentru care sincer să fiu, n-am nimic Împotrivă, și anume să gândim și în perspectiva celor 100 de ani care vor veni. Biblioteca Județeană are un proiect în acest sens foarte interesant. Uitându-mă pe programele, pe proiectele de program ale altor județe, am constatat că unele dintre ele acordă o mai mare atenție evenimentului în sine. Uh, unirea, Mare Unire din 1918 și etapelor uh, precedente, uh, altele încearcă să îmbine cele două perspective despre care eu v-am vorbit și cam aici se situează, uh, dacă vreți, județul nostru. De pildă, un festival al românilor de pretutindeni în anul centenarului uh, Marii Uniri uh, cred că este o acțiune binevenită. După aceea vom încerca cu ajutorul teatrului, că va fi al nostru, că va fi regizor de la noi, că va fi din altă parte, să reconstruim atmosfera din 1918 și imediat după aceea de aici, de la nivelul județului Gorj. Vom încerca să reorganizăm și să dăm alte note mult mai pronunțate momentului august unde sărbătorim de fiecare dată trecerea lui Mihai Viteazu prin spațiul Gorjului pe la Poiana lui Mihai. Avem în vedere activități artistice, muzică, pictură, sculptură și așa mai departe, care au legătură și indiscutabil nu putem să-l scoatem din discuția noastră pe artistul universal pe Constantin Brâncuș a cărui realizare excepțională ansamblul de la Târgu Jiu este într-o relație directă cu eroii primului război mondial. În urmare, calea eroilor pe care sunt plasate cele trei cu scaunele patru elemente ale ansamblului brâncușian și cu biserica. biserica care tocmai are această menire practic de, de a fi spiritual alături de aceste elemente nu vor să facă toate acestea cinci elemente dacă am stat La. le sunt nu vor să facă decât să aducă un omagiu spiritual celui care până la urmă a făcut Marea Unire, adică omul, soldatul care a luptat și chiar a fost rănit sau a fost omorât pe front. Și aici știți că este o, o colaborare între autoritățile municipiului și autoritățile județene, până la urmă și cele guvernamentale, Direcția pentru Cultură, nu aș vrea să, să, să credem că se, se, vor face niște lucruri ieșite din comun, dar pașii au, fost, pașii au fost făcuți, au început să intre niște bani, calea eroilor va arăta altfel, va fi și monumentul Ecaterinei Teodoroiu care are legătură cu brâncuși prin milița Pătrașcu, iată această basarabeancă care la ucenicit, ca să spun așa pe Constantin Brâncuș, se vor face niște lucruri care vor fi legate de Centenarul Marii Uniri. Noi am împărțit aceste acțiuni în acțiuni de trei de grade. Sigur, gradul întâi sunt 3-4 de mare impact. Eu vi le-am și spus dumneavoastră adineauri. Sigur, momentul cel mai important va fi 1 decembrie 2018, dar el va fi precedat de o serie întreagă de alte acțiuni și dați-mi voi acum să vă fac o legătură cu ceea ce va face filiala noastră. La propunerea președintelui ei, adică a mea, de data aceasta cu siguranță vor fi alocați niște bani, intenționăm să facem simpozionul Gorjul Vatră de istorie românească la niște dimensiuni mai ample, dar în martie, deci ca să omagiem cumva prima etapă a înfăptuirii statului național unitar Unirea Basarabiei, am luat legătura și am avut o discuție foarte consistentă cu rectorul universității, profesorul Nicoară, care a înțeles foarte bine de altfel avem și alte acțiuni împreună dedicate centenarului dar aici vor fi prezenți și ei și la poiana lui Mihai vom avea și un simpozion al francofoniei aici la, la Târgu Jiu simpozionul acesta am dorit să iasă puțin din lumea restrânsă a provinciei Gorjului cum l-am făcut în ultimii ani să revenim și știți foarte bine ce făceam chiar înainte de 89, de ce să ne fie să avem rețineri, se făceau aceste simpozioane cu un număr extraordinar de mare de participanți, de altfel și profesori erau mulți pentru că se făceau trei ore de istorie, două, trei ore, așa, se făceau în Casa de cultură a Sindicatelor cu participare din centrele universitare. Acum am vrea să avem asemenea și avem siguranța că vor veni Va veni cineva sau vor veni mai mulți specialiști de la Cluj, unde domnul profesor Nicoară este titular. Vor veni cu siguranță și prietenii noștri de la București, președintele societății va fi informat despre aceasta și cu siguranță va accepta să ne trimită pe cineva sau să vină personal. Dar mai mult decât atât, dorim și lucrurile acestea, dacă o să avem timp în minutele următoare să discutăm, pentru că am purtat un dialog, cu doi academicieni de la Chișinău care ne-au promis prezența unui istoric de la Chișinău și chiar vor încerca să ne ajute și cu un istoric de la Cernăuți dacă vom avea și de la Alba Iulia și cu siguranță vom avea și de la Alba Iulia martie acesta 2018 din, cel puțin din punctul de vedere al modestului nostru simpozion Gorju de Istorie Românească se va transforma într-o acțiune de răsunet care ar trebui să premeargă cum se cuvine evenimentele care vor fi sărbătorite până la 1 decembrie într-o succesiune din aceasta foarte foarte alertă. O să ne întoarcem la centenar, însă, dumneavoastră, mai anunțați încă din momentul când ați ajuns la, la Consiliul Județean în postura de vicepreședinte, că ca și Consilier Județean sunteți de mai mulți ani, la al doilea mandat, cred că sunteți. La, la Județean. Da. Doar, da. Anunțați despre faptul de acel proiect mare, o sinteză a istoriei gorjului, care să încuruneze cumva tot în anul sau în orice caz în perioada imediată următoare. Pentru 2018 nu mai este timp și este normal o carte din aceasta. Eu aș vrea să vă reamintesc un lucru pe care îl știți foarte bine și unii dintre telespectatorii poate îl află acum. Noi o sinteză de istoria românilor, ca să luăm în calcul istoria românilor, am avut prin anii 60 și s-a dorit acel tratat a istoriei românilor să se realizeze. Când eram eu student, se tot făceau la colective și așa mai departe. Nu este un lucru ușor să faci o sinteză. O a o pornit, măcar în anul centenarului, noi ăștia câțiva care suntem pe aici, pentru că cei care vorbesc de pe margine sunt foarte mulți. Însă cei care stau în arhivă și... și consumă ochii și, și sănătatea, sunt mai puțini. Unii dintre ei chiar sunt plătiți ca să facă cercetare și nu fac atât de multă cercetare. Cercetarea se face nu din obligație, ci se face dintr-o pasiune care vine din interior. Dar să ne întoarcem la, la discuția noastră, eu aș porni de la necesitatea unei asemenea sinteze a gorjului resimțită la nivelul fiecărui județ. Fiecare județ are această dorință, cum noi însă suntem oarecum pionieri între ale istoriei, prin Alexandru Ștefulescu, un autodidact. De ce să nu încercăm să realizăm lucrul acesta și acum, în, în mileniul al treilea? Se simte imperios nevoia până la urmă acele cursuri opționale pe care dorim să le facă profesorii noștri și cărora le pretindem să-și facă singur programa și conținutul lor, trebuie să aibă un suport teoretic, un bagaj de informații la care ei să se raporteze. Până la urmă, nu este obligatoriu ca dacă ai terminat facultatea de uh, istorie să cunoști istoria gorjului. Lucrul acesta se face în timp și atunci noi dacă am reușit să le acordăm profesorilor de istorie fie și o încercare de sinteză, cum am zis eu, acea încercare de bibliografie istorică, dacă am reușit să facem această încercare de sinteză a gorjului în următorii ani, ar fi pentru început uh, o reușită. Apoi, dacă vreți, tot ceea ce se întâmplă în planul popularizării spiritualității gorjului trebuie să se raporteze la o lucrare de nivel cât de cât academic, exceptând ghidurile acelea ale, ale gorjului, unul mai vechi și altul, tot din anii comunismului. Exceptând ultima lucrare din 1995 a lui Cărăbiș. de la editis al lui Vasile Cărăbiș Istoria Gorjului noi nu prea mai avem pe bucăți avem foarte mult și foarte bine scris în acea enciclopedie pe care eu am, am propus o cititorilor noștri și care mă bucur să se fie epuizat, chiar mă bucur, ne-a spus, s-a văzut, am încercat să facem o analiză a fenomenului istoriografic la noi în Gorj și s-a văzut că lucrurile nu stau deloc rău, că a existat o generație care i-a alimentat pe cei tineri. Acum există și o generație de legătură între pre să zicem, înainte de 1989 și după 1989, și între noi, așa, putem să mișcăm lucrurile în, în această direcție. În ceea ce mă privește, trebuie să ne facem un plan, va trebui o finanțare făcută printr-o instituție și aceasta nu poate fi decât muzeul, muzeul Județean. Da. Muzeul județean am discutat lucrul acesta cu directorul Muzeului Județean, urmează să, să ne mai întâlnim mai mulți, să ne facem un plan și pe baza acestui plan să încercăm la un moment dat să facem și o bugetare. Pentru, pentru asemenea, până la urmă, este o investiție. Asta și cei care lucrează trebuie să fie plătiți. Există o categorie de oameni care sunt obligați prin meseria lor să facă lucrul acesta și trebuie să-și să -și introducă în planul lor editorial, dar sunt și foarte mulți, să spunem așa, oameni care, de specialitate care doresc din tot sufletul lor să participe la așa ceva. Revin însă asupra ideii dacă am luat aproape fiecare localitate din județul Gorj și am discutat despre ea, am vedea că a existat cel puțin o schiță monografică, dacă nu o monografie a localității respective. -a nu a sunt făcute după, le-am trecut de, acolo. Acolo am aflat și eu de ele. De, dar, de multe dintre da. ele. Nu sunt toate după rigorile științifice uh, impuse, dar uh, există un istoric, există o viață economică, există tradiții și uh, obiceiuri. Dacă am merge fie și numai după acest plan și am găsit suficiente informații pentru județul Gorj, dar trebuie multă muncă, Oamenii care se angajează în așa ceva trebuie să fie conștienți că timpul lor liber va fi ulterior extrem de limitat. Eu sper, însă, că, așa cum îi cunosc pe Gorgen, să reușim să, să scoatem ceva, fie și o încercare din aceea despre care vă vorbeam în următoarea perioadă. Deci, această, acest proiect, care se dovedește că e un proiect foarte mare, Trebuie să înceapă în 2018. deci Primii pași se, primi, primi, se vor face, mă, repet, prin... Așa se face la orice lucrare de așa. De asemenea, prin alcătuirea unui plan, pe capitole, pe subcapitole, pe responsabilități, să vedem cui se potrivește uh, capitolul acesta, cui se pot Vor rămâne și unele uh, probabil nerezolvate și așteptăm să, să apară. Trebuie să aibă un coordonator și alți coordonatorii ajuns ca să spun așa, că ca să se preia ulterior dacă se întâmplă ceva, sigur că lucrurile trebuie să aibă continuitate dacă vom gândi în felul acesta sinteza de istoria Gorjului, chiar dacă o vom termina precum constructorii Evului Mediu catedralele, sper să nu se întâmple lucrul acesta în mai multe generații, ea va fi totuși. Glumesc, Termenul poate fi restrâns și se poate realiza. Da. Să ne dorim ca această sinteză, această carte uriașă să se facă într-un viitor apropiat de câțiva ani. Dacă ar fi nu, după noi, domn' profesor, după noi, doi, trei, care suntem, ne-am apucat și mâine, apoi mâine ne-am lăsat și vă spun eu că am face treabă, treabă bună, dar întotdeauna Ia, a se vedea și istoria militară a poporului român, pe care uh, noi nu știu de ce Dumnezeu uh, o uităm. Este o carte uh, care trebuie uh, să o avem uh, lângă noi. De ce nu și acele uh, monumentale lucrări care ap apăreau prin uh, 88-89 uh, din inițiativa unor. Uh, unor istorici de la Institutul Partidului Comunist Român. Ardeleanu, Mircea Mușat și Olimpiu Matichescu și cine mai erau pe acolo. Așa, toate acestea dezvelite de, de acoperișul acela ideologic culegând de acolo elemente să spunem noi stabile de, de istorie nu pot fi decât utile oricărui cercetător. Nu trebuie să fugim de ele pentru că ele sunt instrumente de lucru. Cu siguranță. Întorcându-ne la centenar acum, aș vrea însă să discutăm puțin și despre unele evenimente la care dumneavoastră ați participat în ultima perioadă, în calitatea oficială de vicepreședinte al Consiliului Județean sau efectiv de intelectual al Gorjului, că ați ajuns și la românii din Timoc, ați fost doar în acest an, din ce amintesc vizitele mai care au fost importante din acest punct de vedere al centenarului, Basarabia, chiar de mai multe ori, că ați fost. da, în vreo 10 zile, într-o săptămână am fost de, de două ori și mă bucur mult. Dacă prima dată am mers la o acțiune în Raionul Ungheni, unde se făcea, se organizase sărbătoarea recoltei, sărbătoarea roadei, cum spun ei. A doua oară am ajuns la Chișinău, la Institutul Academic Internațional Mihai Eminescu, ei spun că este unic în, în lume, arată foarte bine, au niște colecții de lucrări extraordinare și o amenajare propice, favorabilă cercetării și organizării spațiile acestea sunt parcă destinate discuțiilor în, în șoapta, așa de, de bine sunt amplasate, este amplasat mobilierul respectiv. Ei, am ajuns acolo unde l-am prezentat pe Constantin Brâncuș, am avut bucuria să să particip și la unele emisiuni radio-televizate. Între care una chiar m-a impresionat pentru că se transmite la ora 7.30 dimineața. Este un program cultural. Spuneau organizatorii de la Televiziunea Națională Moldova că este cel mai audiat moment al zilei, cel cultural. De altfel, oamenii au o altă atitudine față de față de cultură decât la noi s-ar putea să, ca ai noștri, dacă iar ar vedea să-i considere cumva desuieți, cumva rămași în urmă, am înțeles că sunt foarte multe școli unde se predă ca disciplină dansul popular românesc. Deci la ei nu este niciun fel de problemă în această direcție. Nici la noi n-ar fi, dar parcă sunt transmise aceste tradiții mai mult prin intermediul familiei și al evenimentelor din acestea importante din viața omului, nunțile, botezurile și ce se mai organizează, aniversările la ei, este oarecum instituționalizată această activitate. Ei, la televiziune și la radio am încercat pe cât mi-au fost cunoștințele la îndemână să-l promovez alături de la Urian care este un campion al, așa cum știm, al acestui gen de activități, să-l promovăm pe Constantin Brâncur. Sigur că mulți telespectatori își vor pune problema, dar mai este nevoie ca părintele sculpturii moderne să fie promovat. Este și să nu credem noi că în Franța toată lumea știe despre Constantin Brâncuș sau în Statele Unite unde sunt expozițiile acelea celebre sau Japonia sau în altă parte. La nivelul elitelor sigur că este cunoscut fenomenul Brâncuș. Problema este cum pătrunde în rândurile cele mai, în straturile cele mai extinse ale populației. De pildă, academicianul Mihai Cimpoi spunea la un moment dat că brâncuș este la ei înainte de a fi. Și sigur ar putea stârni o stare de contrarietate. Și el spune: Păi, vă duc să vă arăt, să vă arăt stâlpi cu simbolurile coloanei infinite. Să vă arăt mese ale tăcerii din secolele 17-18, deci înainte de a fi Constantin Brâncuș. Indiscutabil era o glumă, mai cu seamă datorită faptului că, că se vorbea acolo despre filonul popular al creației brâncușieni. Așadar, am încercat să vorbim despre aceste lucruri foarte. Interesant, primul pe care l-au rugat să vorbească acolo, pentru că a fost într-adevăr un grup foarte consistent de oameni importanți ai, ai culturii din Moldova de peste prut, academicieni, scritorii, oameni de cultură în general, și m-au rugat pe mine să vorbesc. M-am simțit copleșit pentru că, totuși, era acolo cine era. Și atunci am vorbit despre ceea ce v-am spus acum, despre ceea ce înseamnă Constantin Brâncuș aici la noi ca valoare. Iar la o emisiune amplă a postului național de radio din, din Chișinău, am fost întrebat cam care sunt argumentele noastre pentru a-i atrage pe turiștii, pe cetățenii din Republica Moldova aici la Târgu Jiu ca să ne vadă. Și sigur că a trebuit să mă refer nu numai la uh, ansamblul în sine, ci și la uh, ceea ce este în jurul lui, adică o rețea de restaurante, de pensiuni unde ne uh, putem caza și posibilitatea aceasta de a locui în condiții mai ieftine generată de existența unor locuri vara pe la internatele școlare și așa mai departe, să nu uităm că nivelul de trai al românilor de peste, peste Prut este foarte modest, mult inferior față, mult de, de, inferior față, România, față da. de România. Și sigur că a, au fost, pentru că a fost o emisiune interactivă, și câteva întrebări care la care am răspuns cu plăcere, dat fiind faptul că am văzut interesul românilor de dincolo de Prut. Nu trebuie să-i condamnăm și să credem că sunt niște neștiutori. Vreau să vă spun că am fost foarte emoționat când o cântăreață celebră de-a lor, nu-i nu rețin acum numele, de muzică populară, ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi că a fost contrariată în copilărie de o vizită pe care a făcut-o bunicii pe malul Prutului, constatând că la cântecul cocoșilor din curtea bunicii răspundeau niște cocoși mai de departe și răspundeau la fel, spunea ea, tot în românește. Erau cocoșii de peste prut. Foarte, foarte frumos ceea ce se întâmpla. Sigur că toate acestea, precum și prezența noastră prin locuri mai puțin obișnuite, în piețe, pe stradă, ne-au demonstrat nouă, celor care am fost acolo puțin de aici, de la, de la Târgu Jiu, că se simte foarte bine românește. Aș vrea să vă spun că numele localurilor, sunt curat românește, toate, nu avem uh, engle, englizări. Nu <laughs> avem numele. Partea rusească. Așa. Uh, partea rusească, să zicem, că scrie uh, cofeteria Garofița dar scrie cu litere rusești. Dar Garofița este numele, nu, nu rusește. Adică, dar foarte puțin, totul este aproape numai în, în limba română. În, în, în limba da? da, cu caractere latine. Am întâlnit însă în piețe, în piețe oameni care nu știau românește, erau pensionare care vindeau și care luau o vecină de tarabă ca să ne traducă negocierea pentru că nu știau românește. Sunt situații, dar nu o făcea cu răutate. Regreta că nu știe românește și spunea că este prea bătrân, a stat toată, toată viața aici și n-a reușit să învețe limba română. Făcând așa o paranteză da. cu ce se întâmplă în România cu, și cu minoritatea maghiară, nu prea mai e așa, dar, în fine, de acolo există alte. România uh, e un alt standard al abordării minorităților. Citeam un articol uh, azi dimineață al uh, istoricului Firțac de la, așa, despre Ruteni, el este uh, rutean de origine și uh, spunea, recunoștea uh, tranșant, Că dintre comunitatea ruteană, nația aceasta a rutenilor, nu a avut niciodată stat propriu și trăiește pe teritoriul Ucrainei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei, Croației, Serbiei, României și spunea că niciuna dintre aceste state, chiar dacă sunt membre ale Uniunii Europene, nu se bucură de atâtea drepturi ca în România. Da, important acest lucru și recunoscut chiar de instituțiile europene, că nu prea avem, chiar dacă mai este din când în când scandal, partea de respectarea drepturilor minorităților în România este exemplară. Suntem, suntem mult mai avansați ca alte țări care se pretind mai europene, mai democratice. Ce vreau să... Nu întâmplător v-am întrebat de aceste vizite și la Chișinău și la... și spuneați deja de colaborarea care se va face cu pe societatea științei istorice cu istoricii din Basarabia care vor veni la Târgu Jiu în luna martie și cei din, cei din Bucovina. Sunt va fi mai greu cu Bucovina să vedem acum, dar trebuie să găsim o soluție. Da. Acum, apropo de, de aceste evenimente, nu, aș vrea să vă întreb. Am avut un an brâncuș destul de reușit, acum doi ani. Am avut anul acesta sub semnul Ecaterinei Teodoroiu. Cred că un crescendo față de anul brâncuș centenarul va fi mai sus, sau ar trebui să fie mai sus? Cu, cu siguranță și eforturile financiare vor fi în această, în această direcție. Eu nu pot să vă cuantific acum sumele care vor veni din exterior, care vor veni de la centru, dar efortul Consiliului Județean va, va fi direcționat pe această componentă. Președintele Consiliului Județean are ferma convingere că o evidențiere a Că un centenar, Marea Unire făcut așa cum trebuie, ne va, ne va pro, promova alături de identitatea națională și identitatea gurjenească. Pentru că vor fi acțiuni, o să vedeți, acum nu pot pentru că nu-l am în față, dar cu siguranță va fi dezbătut și uh, discutat de către noi chiar la aceste microfoane. Veți vedea că sunt acțiuni foarte interesante care nu neapărat țin strict, repet, de Marea Unire, dar care au legătură cu ea. Mai mult decât atât, gândim și la o altă înfățișare a localităților noastre, unde insemnele naționale să fie mai prezente. Toată lumea se uită uneori cu invidie la ceea ce se întâmplă peste munți, unde tricolorul flutură în cele mai neobișnuite locuri și la noi nu prea. Chiar și instituțiile uneori nu au grijă, ca drapelul am avut noi și la case mai mari situații care au trebuit remediate. remediate. Deci lucrurile acestea trebuie să gândite. Poate că fiecare primărie va trebui să-și imprime stilul propriu în ceea ce privește individualizarea. De altfel, există venit de la centru și însemnele uh, centenarului, așa cum știți, care vor fi uh, utilizate, dar pot fi individualizate și însemne ale localităților legate de centenar, de, de ce nu la schela să apară uh, Mihai. și Mihai Viteazul portretul său sau uh, știu eu la... Țânțărenii, Tudor Vladimirescu. Sau chiar, sau, da. Da, sau chiar pe, întregul, pe întregul județ gen Caterina Teodoroiu sau, sau Brâncus sau orice absolut, alte personalități absolut. remarcabile. Suntem aproape de finalul emisiunii. Vorbeam despre cele două teme mari de istorie. Spuneam noi centenarul și istoria Gorjului. Sper că am lămurit și cu proiectul și apropo legat de, de centenar, vom avea istorici la Târgu Jiu și în Gorj vom avea foarte multă lume în Gorj pentru că e clar, ansamblul Brâncușiana trage, pe partea cealaltă poate vom avea o surpriză și dinspre UNESCO și alte, și alte. sunt se lucruri Dumnezeu, care se, sigur. se așteptat însă vorbeați dumneavoastră puțin mai devreme și despre faptul că vorbim de prima sută de ani, cea care se împlinește anul viitor și următoarea sută de ani <laughs> dia oi idea kan Cum se concretizează această idee? Cam la ce? Pentru ultimul minut al emisiunii? E, cred că foarte bine ar fi să, să faceți o emisiune specială cu Olimpia Bratu, cea care este uh, inițiatoarea acestui proiect. În tot cazul, este vorba de viziunea celor tineri pentru uh, următorii 100 de ani. Cred că sunt cei mai îndreptățiți să spună cum văd ei uh, evoluția gorjului și a României în următoarea sută de ani, pentru că nu toți uh, sunt din categoria uh, pesimiștilor, a fataliștilor, ca să spun așa. În general, uh, generația tânără este o generație optimistă, încrezătoare în forțele proprii și care gândește de cele mai multe ori cu propriul ei cap și o face destul de bine. Și de ce să nu ne intereseze ce gânduri au ei? Întrebarea ar fi fost cu istorie sau fără istorie în următoarea, în următoarea sută de ani? Dacă îl dacă întrebați pe omul Nichifor, nu se poate decât cu istorie. Oricum, istorie este oricum. Știm lucrul acesta amândoi, dar eu știu la ce vă referiți, anume la istoria românilor. Vom fi sau nu vom fi, trebuie să fim și trebuie să mergem foarte insistent pe problema aceasta a identității naționale, pentru că nu se pierde nimic dacă intrăm în Europa sau mergem prin Europa cu un contur național bine profilat. Citeam astăzi, văd că vă grăbiți, dar numai atât, numai atât. Citeam astăzi ceva la un comentariu al unui străin. Știam că gorjul a dat oameni mari, însă eu am o singură dorință, să văd expoziția în aer liber pe care va a lăsat-o Brâncuși. m -a impresionat și m-a bucurat în același timp faptul că, iată, Gorjul este un pilon al spiritualității românești. Cu acest uh, gând optimist și adevărat, de, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjana, a fost cu noi domnul profesor Gheorghe Nchifor, vicepreședinte al Consiliului de Țean, uh, președinte al filialei Gorj al Societății de Științe Istorice. Mulțumim pentru atenție, la revedere!